prima întrebare care mi-a venit în minte în clipa în care am văzut acest splendid, splendid BMW i4 M50 a fost asta. Mai este el un BMW adevărat în linia fabuloasei tradiții sportive a acestei mărci venerate și venerabile? Și nu mă refer aici la SUV-urile lor și la diferitele lor compromisuri care să asigure cash flow-ul și actualitatea mărcii în funcție de trendurile pieței, ci la heritage, la tezaurul și tradiția lor de sedanuri sportive, cupeuri cu caracter și personalitate, la BMW-urile care și-au pus amprenta asupra istoriei auto și asupra bietelor noastre suflete de pasionați. Și sunt convins că nu sunt singurul care se întreabă asta, pentru că ghișce? Este o mașină electrică, cumva prima mai serioasă de serie mare a bavarezilor. Spun asta pentru că nu am de gând să pun la socoteală fierul de călcat numit i3, chiar dacă toată frunza și toată iarba șoferilor de Uber și a ecologiștilor o să sară pe mine mai ceva ca COVID-ul, da, nu-mi pasă cât de populară este și a fost mașina asta. Eu personal n-aș califica-o drept un BMW legitim și n-am să pun la socoteală nici i8, care era hibrid și exotic, mai degrabă un experiment decât o mașină, și nici iX-urile, care oricât de SUV și de practice și de la modă și în trend ar fi ele, au din punctul meu de vedere prea puține în comun cu tradiția BMW, aia care îmi dă mie fiori. De-aia consider că i4 este prima încercare serioasă a BMW de a-și proiecta legendarul lor ADN în prezent și în viitor. Adică un sedan sportiv pur sânge. Deci, este sau nu BMW i4 M50 the tinkling shizzle, asta ca să-i sec și pe aia care îmi reproșează rongleza și care în limba mumă s-ar traduce aproximativ drept fiorul gâdilător care renoadă tradiția BMW. Da, da și da. Vă jur că dacă aș putea și aș avea destul talent, aș face clipul ăsta în versuri. I-aș spune poezii, i-aș cânta serenade și aș cere-o de nevastă, pe ea pe mașină. Este un BMW din bară în bară, este Wagner, este Siegfried, este Odin însuși, este a proper BMW în cele mai mici detalii. O poezie de mașină și una dintre primele electrice cu caracter. E greu să spui chestia asta despre o mașină electrică și nu-i vorba aici despre cifre, gen accelerație sau autonomie. O mașină electrică poate fi mai rapidă și decât rachetele lui Musk, mă refer aici la SpaceX, dar și la rachetele lui de stradă, dar caracterul este altceva. Tesla fac mașini amețitor de rapide și de puternice, mă refer la anumite versiuni de Model S, dar îmi pare că rămân sterile, prea tech, prea puțin automotive. Kia și alții vin cu autonomii senzaționale și toți ăștia împing electrificarea mai departe. Nu le contest meritele, dar din nou, caracterul este altceva. Iar i4 M50 are caracter cu ghiotura. Este o mașină de care te îndrăgostești, îmi iertați grobianismul, dar când te uiți la ea sau calci pedala până la fund, pur și simplu ți se scoală. Am zis-o, ce să mai, dar nu știu cum să descriu altfel senzația. Este o iubire alb-albastră, asta dacă ar fi să fac o alăturare așa între culorile stemei BMW și cealaltă pasiunea mea. Pentru că da, despre pasiune este vorba. Iar pasiunea se naște din caracterul mașinii. Modul în care accelerează, modul în care răspunde la inputul driverului, direcția, ținuta de drum, toate sunt superlative, dar nici măcar astea nu contează în fața faptului că are personalitate și că regăsești în ea, chiar și în varianta ei electrică, acea Ultimate Driving Machine, care amintește de BMW-urile de altă dată. Tot acest lanț de iluștri înaintași curge prin venele acestui i4 M50. Mai am câteva observații înainte să intrăm efectiv în pâine. Nu mă împac cu grila asta dubioasă, îmi păstrez opinia din clipul precedent, dar în rest mașina asta este un vis umed. Este zveltă și totuși musculoasă, este tradițională și totuși modernă, este rafinată și stilată și totuși emană putere și încredere în sine. Este un BMW așa cum trebuie. Și din aceste motive, înclin să trec cu vederea și chiar cu ușurință anumite chestii care nu-mi plac, gen grila cu pricina, vizibilitatea un pic ciudată, am să explic la ce mă refer, și alte mici mâncărimi. Să te legi de astea este ca și cum n-ai vedea pădurea de copaci. Îmi place, în schimb, enorm natura duală a acestei mașini. Poate fi absolut năpraznică, dacă nu de-a dreptul huliganică atunci când bruschezi pedala de accelerație, dar chiar și atunci când o faci, se comportă într-o manieră extrem de sigură și de controlată, de plină de încredere și, pe de altă parte, poate fi absolut civilizată și frugală la consum atunci când vrei să te ducă departe. Am avut-o pe mână 3 zile și jumătate, suficient cât să-mi dau seama ce este și ce poate, și prea puțin ca să-mi aline pofta de a o încerca încă o dată și încă o dată. 3 zile în care am făcut drumuri lunguțe de câteva sute de kilometri, dar și injecții scurte de adrenalină pe câte o bucată pustie de drum.
Am reușit să consum nimic de la București la Ploiești și înapoi, iar dacă prinzi șmecheria și vrei să-i sporești autonomia, poți să o faci. Trebuie cumva să-ți obișnuiești creierul cu un anumit stil de condus, să nu o bruschezi, să profiți de inerție și de teren, dar astea sunt lucruri pe care probabil posesorii de electrice le știu deja. Și dacă le știi, sunt absolut convins că poți stoarce autonomii uriașe din mașina asta. N-am avut nicio clipă emoții că mă va lăsa în drum, dar pe de altă parte, dacă te dai la ea, și e greu să n-o faci, este rachetă hipersonică, tată, și va suge bateria mai ceva decât un călător însetat în deșert după apa din Oază. Dar indiferent cum te comporți cu ea, satisfacția pe care ți-o dă ținuta ei adunată și plină de încredere este extraordinară. Și acum că mi-am domolit apetitul liric, rămâneți cu mine în acest video și hai să vedem care-i treaba cu i4M50 dincolo de U și A! Go! Nu m-am identificat niciodată ca fiind vreun credincios, dar trebuie să recunosc că dacă ești pasager într-un dăsta, BMW i4 M50, în timpul unui demaraj cu launch control, în alea câteva secunde care ajungi până la 100, încep să te întreb despre originile creștinismului. Dar mașina asta nu este doar despre felul cum accelerează. Conform comunicatelor oficiale BMW, i-ul modelelor electrice înglobează un concept mai cuprinzător și destul de inovator pentru mobilitatea sustenabilă în general. Istoria diviziei BMW i își are originile în 2011, atunci când nemții au luat notă în sfârșit de faptul că mașinile electrice și plug-in hybrid vor prinde tracțiune în anii ce aveau să vină. Că până atunci, deși lumea a început să o ia deja în direcția asta, pe nemții îi preocupa încă dieselul. Ok, am fost răutăcios la faza asta. Primele două produse ale bavarezilor au fost BMW i3 și i8, două modele care au fost prezentate în premieră la Salonul Auto de la Frankfurt în 2013. Da, au trecut aproape 9 ani de atunci, dar modelele astea încă reușesc să arate interesant. i3, primul BMW 100% electric, a fost și primul lor model de serie care a utilizat polimeri ranforsați cu fibră de carbon. De asemenea, șasiul din aluminiu al mașinii, care integra bateria și sistemul de propulsie, era învelit în fibră de carbon, lucru ușor de observat atunci când deschideai ușile. Să nu uităm că i3 avea sub capotă și un mic compartiment unde îți puteai depozita cablurile, în timp ce i4 nu are așa ceva. Dar măcar se deschide capota, iar sub capotă găsești un plastic al dracului de ordinar, mai ales în zona capacelor din lateral, stânga-dreapta, dar hei, măcar tronează mare pe acest compartiment capsulat sigla M. Pentru că, de exemplu, la mai marele iX, capota nu se deschide like deloc. Despre i8, ce să mai spunem? Încă te trec apele când vezi unul pe stradă. Interesant e că sub capota sa, adică sub haionul din spate, bătea inima unui propulsor turbo cu 3 cilindri de 1,5 litri care producea 231 de cai, în timp ce motorul electric din față îl mai ajuta cu încă 131. Și din acest punct de vedere, i4 ăsta nu mai pare atât de avansat față de navetele spațiale din 2013. Dacă ar fi să luăm în calcul masa mașinii ăsteia, ar trebui să ne gândim că eforturile nu au fost atât de mari ca în cazul modelelor i3 și i8, unde s-a investit mult în carbon. La fibră mă refer blea, nu la noxe. i3 cântărește 1270 de kg, în timp ce i8 avea cam o tonă și jumătate. Dar i4 M50 are 2,2 tone. E drept, mașina e mai cărnoasă, iar aici atârnă greu și bateria, cu o capacitate utilizabilă de 80,7 kW. Cât este deci de greu? Păi versiunea pe benzina seriei 4 Gran Coupe cântărește 1825 de kg. Cum adică versiunea pe benzină? Aoleu! Se face și diesel? Da! Practic, BMW i4 este versiunea electrică a seriei 4 Gran Coupe. Totuși, nu e primul model electric BMW care a copiat de la colegul această distinție mergând către iX3. Însă acolo știai din start că e vorba de un BMW X3 electric. Totuși, există o explicație pentru asta. Deși planul original al BMW i era centrat în jurul platformei Live Drive, modelele electrice noi incluse în planul de sustenabilitate, Power of Choice, sunt bazate pe mai banalele arhitecturi far și clar. De ce se întâmplă asta acum? Pentru că BMW, ca orice alt producător auto, vrea să facă bani într-o lume însetată de modele electrice. BMW i3 și BMW i8 pot fi privite mai mult ca niște experimente, aflându-se într-un timeline cu mult înaintea vremii lor.
BMW i4 însă este produs pe aceeași linie de asamblare cu seria 4 Gran Coupé benzină și diesel. Pentru asta, uzina din München a primit o investiție de circa 200 de milioane de euro. Un studiu interesant susține că BMW i4 M50 are un global warming potential cu 32% mai mic față de un model 420i pe întreaga durata vieții sale, adică circa 200.000 de kilometri. Iar dacă este încărcat folosind curent electric din surse regenerabile, potențialul este cu până la 64% mai mic față de modelul pe benzină, care oferă mai puțin de jumătate din puterea lui M50. Și da, studiul a inclus întregul ciclu de producție, utilizare, precum și de reciclare a mașinilor. Deși nu m-am împăcat cu grila noului serie 4 atunci când am văzut mașina pentru prima dată, am explicat asta pe larg și în clipul meu legat de designul BMW de aici, de pe canal, trebuie să recunosc că pot trăi cu ea. Sau o fi ceva de obișnuință aici. Grilele au doar rol estetic la mașinile electrice, dar pe asta de aici avem cameră integrată, senzori ultrasonici de parcare, precum și sistemul radar. Partea de jos dispune de o grilă activă care are 10 trepte automate de ajustare pentru a trimite un flux suficient de aer către componentele bateriei, transmisiei, frânelor și sistemului de climatizare. În orice caz, i4 nu arată rău, iar dacă mă raportez la restul mașinii, noul BMW electric este de-a dreptul frumos, mai ales din unghiul lateral spate. O fi la mijloc și albastrul ăsta mat, care în nomenclatorul lor poartă numele de albastru Frozen Portimao. Și cât costă vopseaua asta? Vreo 3400 de euro. În timp ce elementele exterioare decorative din fibră de carbon sunt încă aproape 3000. Partea din spate beneficiază de un difuzor activ și de două evacuări. Zii tu că astea nu seamănă cu două evacuări. Interesante sunt și mânerele ușilor, renunțând la designul clasic de mâneri de care tragi. Iată cum bătrânul concept al mânerelor dacilor, cunoscute ca zâmbetul lui Iliescu, a revenit la modă în stil mare. Mă duc să plantez copaci, iar asta ar putea părea culmea ipocriziei într-o mașină de peste 500 de cai. Dar veți vedea imediat că nu e așa. Este o mașină electrică, foarte puternică, așa că în videoul de astăzi vom vorbi despre plantat copaci. Unde mergem? La plantare de copaci. La plantare de copaci? Zic, ce copaci vrei să plantezi? Brazi. Brazi? Palmieri. Palmieri. Ce vă place la ea, tati, față de altele cu care ați mai mers? Care e ecranul foarte mare? Da. Care e trapă sus? Da. Care luminițe la portieră? Tare. Așa. Ce mai place? Că e silențioasă? Vă place sau nu? Da. Deci configurația asta de mașină se numește sedan sau berlină. Și este o specie diferită de SUV. Vă plac mai mult SUV-urile sau vă place mai mult stilul ăsta de mașină? Nu-mi plac SUV-urile. Nu-ți plac SUV-urile? De ce? Te-ai plâns că sunt mari. Da. Și că te enervează în trafic, nu? Sunt la jumătatea drumului până la Ploiești și cred că încep să înțeleg cam cum mergi cu o mașină electrică la drum lung. Pentru că, de fapt, asta este problema de care se tem cei mai mulți oameni. Cred că șmecheria este pur și simplu să n-o bruschezi. Ceea ce, sigur, mie e extrem de greu și e cu atât mai greu cât sunt cu o mașină de peste 500 de cai. Normal că-ți vine să o atingi. Dar ideea este că dacă mergi constant, fără să accelerezi aiurea, este foarte bine. Maică îmi vine să zic că îmi pune kilometri în loc să-mi scoată. Deci am plecat cu real, cu 330 de kilometri mi-a arătat până la stația de încărcare. Mai am 327, deși în realitate am parcurs 22 de kilometri deja. Interesant, nu? Acolo unde dau peste o vale, cum e aici, ridic piciorul de pe accelerație, se mai și încarcă. Deci important este să mergi constant, iar viteza cu care am mers este undeva în jur de 100 de km la oră, deci cam așa. Mașina mai are o grămadă de baterie, în condiție în care în dimineața asta totuși a fost foarte frig, deci mă uitam, erau 4-5 grade. Chestia asta n-a părut să influențeze în niciun fel viața bateriei, ceea ce nu este un lucru rău deloc. Cât despre comportamentul de drum, mai ales la drum întins, este un vis, adică îți vine să adormi în ea.
Centrul de greutate al mașinii este cu 53 de mm mai jos față de un model seria 3 sedan. Din punct de vedere al dimensiunilor, i4 este mai lung cu 8 cm și mai lat cu 25 de mm decât același seria 3 sedan. Totuși, locurile din spate au fost parțial afectate de includerea bateriei, fiind ceva mai strâmt acolo. Portbagajul de 470 de litri vine însă cu o deschidere amplă și depășește capacitatea de încărcare a unui Tesla Model 3, dar M50 nu dispune de un spațiu de încărcare sub capotă. Cu spătarul banchetei coborât, volumul de încărcare ajunge la 1290 de litri, o valoare decentă pentru un coupe cu 4 uși. Deschiderea este amplă și pentru că sistemul pe care n-ai cum să nu-l remarci este ca la hatchback, adică se ridică tot ansamblul cu tot cu lunetă. Chiar dacă vehiculele electrice nu sunt cunoscute neapărat pentru capacitatea de tractare, poate fi dotat și cu un excentric cârlig de remorcare și poate tracta o masă de maxim 1600 de kg. Dar hai să vorbim despre ce ne arde cel mai tare. Puterea lui M50 este de 475 de cai și are un cuplu de 730 de Nm. Însă un mod boost poate fi accesat pentru 10 secunde, oferindu-ți până la 544 de cai și 795 de Nm sub talpa piciorului drept. În modul sport boost, cu ajutorul funcției launch control, mașina asta poate accelera până la 100 în mai puțin de 4 secunde. Păi hai să vedem, nu? Ok, modul sport. Piciorul pe frână, timp de 10 secunde, a apărut aici Sport Boost, se vede, da? Ne ținem bine de volan. Suta! Oh my God! Oh my God! Accelerația mașinii ăsta este atât de brutală și de instantanee, încât mintea ta își face planuri pentru un pelerinaj la Betlehem. Cei 544 de cai și 795 de Nm provin de la două motoare electrice, a 5-a generație de BMW iDrive, față 258 de cai, spate 313. Vă imaginați deja că în bună tradiție BMW, mașina utilizează predominant motorul din spate, cel din față fiind acționat doar atunci când roțile au nevoie de tracțiune suplimentară sau atunci când ai de gând să-ți sperii pasagerii. Interesant este și faptul că motoarele nu includ metale rare în componența lor, în timp ce bateria folosește cu două treimi mai puțin cobalt decât modelele electrice anterioare. Dar mașina asta știe să se și oprească și să încetinească singură. Păi cum asta? Are un mod inteligent de frânare regenerativ adaptiv, care merge cu traficul. Durează ceva până te obișnuiești cu faptul că mașina încetinește singură, fără să ai activată funcția de cruise control adaptiv, atunci când vede un meltean care s-a băgat în fața ta, de exemplu. Și e și mai deșteaptă de atât. Frânarea regenerativă folosește datele GPS și încetinește atunci când te apropii de un viraj sau atunci când limita sectorului de drum pe care ai intrat este inferioară față de viteza pe care o ai în momentul ăla. Altfel, pe un drum drept și fără obstacole, i4 merge liniștit în D și face coasting. Modul B accentuează și mai tare efectul frânării regenerative. Totuși, BMW i4 M50 este o mașină sport, corect? Fișa tehnică sugerează asta, însă dacă mergi cu ochii închiși în mașină, la drum, nu-ți dai seama că ea merge, deoarece ai parte de o suspensie absolut delicioasă pentru dosul tău. Secretul este că toate modelele i4 includ, până și în echiparea de bază, o suspensie pneumatică. Avem jante de 19 inci și credeți-mă, chiar și așa nu veți simți canalele sau șinele de tramvai cu mașina asta. Nu degeaba merg unii pe linia de BMW. De oprit trebuie totuși să te oprești cam o dată la fiecare 350-400 de km pentru a o hrăni cu curent. Din fericire, puterea de încărcare se ridică la 200 de kW, dar nu vei găsi prea repede la noi în țară o astfel de stație. Dar, pe o asemenea stație, timpul de încărcare, cel puțin teoretic, ar trebui să fie de cam jumătate de oră. Modul sport pe care îl găsești, uite aici, la deget pe buton, accentuează capabilitățile și așa foarte dinamice ale mașinii. Chiar dacă i4 M50 nu este un model M în adevăratul sens al cuvântului, ci un M Performance, fiind o leacă mai puțin vioi la condus decât un M3. De la bord, nu simți că mașina asta are 2,2 tone. Virează rapid, se simte compactă și pare că poate vira lesne chiar la viteze fără sens. Dar nu te lăsa cărat de val și stai cu ochii pe vitezometru, pentru că mașina asta și atinge rapid viteza maximă limitată la 225 de km la oră. A, și n-am zis nimic de insonorizare.
este excelentă. Și atunci când conduci mașina în modul sport, auzi doar un sunet extraterestru în boxe. Oficial poartă denumirea de BMW Iconic Sounds Electric și a fost dezvoltată în colaborare cu Hans Zimmer. Care Hans Zimmer? Păi Hans Zimmer ăla care a luat Oscarul pentru muzica din The Lion King și a primit nenumărate alte distincții și nominalizări. Omul este o legendă. Îți vine să adormi în ea, pentru că e foarte silențioasă. Iată, vorbesc sotovoce ca să mă aud și cred că înregistrarea e ok. Este foarte comodă. Bine, ok, din punct de vedere confort nu mai discutăm. Mi se pare o combinație extraordinară de mașină clasică, dar și de minimalism din ăsta tehnologic. Ai ecranul ăsta uriaș în față, care îmi place. Este așa cum ar trebui să fie dispus, și anume pe orizontală, nu pe verticală. N-am chef să-mi arunc privirea pe o chestie din asta verticală, să caut de sus până jos informațiile de care am nevoie. Le-am dispuse properly pe un ecran orizontal și un charging pad, o grămadă de porturi USB, USB-C lângă charging pad, așadar poți să mai pui pe cablu încă un telefon. Aici ai spații de depozitare și acolo mai ai încă un USB-C. Deci dacă stau și iau mașina asta la scuturat de USB-uri, este plină de conexiuni. Cizme de cauciuc și BMW de 80.000 de euro. A? Ia-o pe asta. Am venit, am văzut, am plantat. Suntem pe drumul de întoarcere și după experiența de astăzi începe să mi se pară interesantă jucăria asta electrică. Vă place? Da. Da. Am deschis și trapa, zi frumoasă, și mai am 295 de kilometri. Wow! Repet, atât timp cât nu bruschezi mașina și nu vrei să faci lucruri din astea cu ea, este frugală în materie de consum. Ce îmi place foarte mult la ea este caracterul ăsta clasic, sportiv. Chiar dacă este o mașină electrică și foarte, foarte bine dotată, BMW a reușit cumva să nu-și dezmintă ADN-ul. Rămâne un BMW, o mașină cu valențe sportive, sobră, elegantă, deci n-are cum să nu-ți placă. La interior, așa cum bine puteți vedea, avem piele Vernasca Cognac, încă 1500 de euro. Vezi centurile astea cu cusătură M? 300 de euro. Ce mi se pare chiar ieftin e sistemul audio Harman Kardon, doar 500 de euro extra, și scaunele Sport M, care fac și ele 1000 de euro. Bordul integrează două ecrane, babane, cât casa poporului, într-un panou ușor curbat către șofer. În primul rând, avem ecranul din spatele volanului, care măsoară 12 inci. Și nu văd cum vreun producător ar putea integra unul mai mare de atât, pentru că oricum n-ai cum să-l vezi din cauza volanului și el baban. Ecranul principal tactil are 15 inci și este un adevărat televizor de mașină. Față de seria 4 Gran Coupé, funcțiile climatizării și-au pierdut butoanele fizice, fiind acum într-un submeniu al unității multimedia, adică aici. Grafica ultimei iterații a sistemului iDrive este cu adevărat eye-catching, în timp ce sistemul se mișcă într-un mare fel. Aici avem practic principalele funcții pe care le găsești în orice model BMW recent lansat, însă am observat și o chestie interesantă. Când dai semnal sau pui avarii, micul i4 albastru care ți apare în bord semnalizează și el. Și mai e o chestie faină, poți să rotești mașina cu degetul în timp ce ea este afișată pe ecran. Puteți să vă jucați și cu controlul vocal, ci că ar fi destul de deștept. A venit și momentul la care trebuie să duc BMW-ul înapoi în grajd, la el acasă, și vreau să spun că mă despart de el cu inima grea. Bine, grea și pentru că 86.000 de euro este un scor impresionant, dar dacă aș avea banii ăștia, asta ar fi categoric una dintre opțiuni. Adică între mașina asta și orice Model S sau mai știu eu ce altă electrică, aș alege-o pe asta fără să clipesc.
Da. Este una dintre mașinile electrice care m-au impresionat cel mai mult din câte am condus eu până acum și este o bijuterie. Deci este o bijuterie. Este o mașină care crește în tine, cu care ajungi să te obișnuiești și începi să o placi, să o iubești. Este una dintre acele mașini de care ajungi să te îndrăgostești, care ajunge să-ți placă atât de tare încât treci până și peste faptul că e electrică. Nu are cum să nu-ți placă. Mașina asta este plină de personalitate și de caracter. Sigur, mă frustrează faptul că, na, autonomia este cea pe care o au mașinile electrice în general, adică mașina asta are limitările pe care le are categoria din care face parte, dar altfel este o bijuterie, da, e a proper BMW. Și dacă BMW o ține tot așa și se rezolvă și această afurisită de problema autonomiei, care din punctul meu de vedere e apăsătoare pentru toate electricele, o mașină de genul ăsta este ceea ce îmi doresc eu. Este visul meu. Un sedan sportiv, atrăgător, electric, frumos, plin de caracter, elegant, rafinat. Oricât s-ar da unii cu fundul de pământ că, domne, un SUV e mai practic, că să vezi, că urc cu el bordurile din București, că ies iarna din zăpadă, I don't give a shit. Deci, nu-mi pasă. Asta este mașina pe care mi-o doresc. Unii ar putea spune că puterea este prea mare și că nu ai ce să faci cu peste 500 de cai, dar inclusiv la drum lung, pentru mine este reconfortant să știu că în secunda în care am apăsat pedala, mașina a plecat, adică se duce. Iar senzația pe care ți-o dă atunci când o calci este nemaipomenită. Deci este din altfel. Da, I love it. I love it. Ok, a venit vremea să tragem și niște concluzii, mai mult sau mai puțin lirice. Nu vă mint, am adorat mașina asta, pentru caracterul ei, pentru că te bagă în scaun, sau mai bine zis, rupe scaunul cu tine. Merge ca un vis, totul este impecabil, direcție, suspensie, șasiu, este foarte confortabilă și de ce nu chiar practică. Are 5 locuri și un portbagaj mare și foarte ușor accesibil. Pe partea mai puțin bună, nu. Încă nu reușesc să mă fac să-mi placă grila asta, nici să mă bați. Apoi că mașina este greuță, 2,2 tone, asta și pentru că i4 nu a primit același tratament ca i3 și i8, este un retrofit. Adică nu este o mașină electrică gândită de la zero, ci este o platformă de vehicul pe combustie adaptată pentru o mașină electrică. Dar așa cum spuneam și în intro, mașina asta este mult, mult prea reușită, distractivă și plină de caracter ca să nu vezi pădurea de copaci. Și acum, cât e nota de plată? Păi cu aproape 20.000 de euro de opționale peste prețul de pornire de 66.000 de euro, ajungem la un total de 86.000. Și probabil veți zice că nu am toate țiglele pe casă, dar consider că este o ofertă chiar bună raportat la ceea ce are de oferit această mașină. Gândește-te că există mașini pe benzină la fix specificațiile astea de performanță la peste 100.000 de euro. Da, e un scor greu de înghițit, e mare, dar dacă ai banii ăștia și vrei o mașină electrică de vis care să se comporte la fel sau chiar mai bine decât un BMW tradițional, asta este mașina pe care o cauți. Eu închei aici ce am avut de zis și ia ca vine rândul vostru în secțiunea de comentarii. Cum v-a plăcut BMW i4 M50? De fapt, ce vă place la el și ce nu? Cum vi se pare că arată și se comportă? Și nu în ultimul rând, este el un BMW adevărat? Ok, abonați-vă pe AutoVantage și nu uitați de autovantage.ro, platforma care te ajută în demersul tău de a-ți cumpăra o mașină nouă. A da, și încă ceva, nu uitați că autovantage.ro este deschis spre investiții, iar investitorii puteți fi chiar voi. Găsiți detaliile în clipul dedicat de aici pe canal și pe platforma werunning.com. Până la un nou video aici pe canal, conduceți dară cu grijă!